De câteva zile, municipiul Câmpulung a avut parte de ninsori abundente. În aceste condiții, Serviciul de Administrare al Domeniului Public și Privat a făcut tot ce este posibil cu putință ca arterele principale din Câmpulung și străzile din cartiere să fie curățate. Chiar dacă în prima fază s-a acționat doar în zonele cu aglomerație în trafic, lucrătorii serviciului acționează în continuare și în cartierele unde nu s-a putut interveni până acum. Începutul de an 2016, iată, ne-a dus și iarna. Domnule director, cum s-a acționat în oraș pentru dezăpezirea arterelor? Am început încă de la primii fulgi de zăpadă căzuți, asta însemnând duminică după amiază, precum știți. Conform programului aprobat, avem niște priorități la nivelul municipiului, asta însemnând străzile care tranzitează orașul, cartierele cu densitatea mai mare de populație, asta în prima etapă, urmând ca în etapele ulterioare să intervenim și în zonele mai laterale. În această perioadă s-au împrăștiat circa 120 de tone de antiderapant. Am acționat cu 4 mașini cu care am făcut și pluguire, 2 basculante au avut în dotare și sărăriță, un greder semipurtat, un buldoescavator cu care am încărcat materialul antiderapant în răspânditoare. Am acționat și manual prin cartierele unde e densitate mare de mașini și nu pot intra basculantele mari care au un gabarit ceva mai mare, cu răspândire manuală din 2 autocamionete. În cursul zilei s-au acționat și cu personalul de la Salubritate și Spații Verzi, s-au degajat trotuarele, bulevardul pietonal, podurile și celelalte, mă rog, alei, drumuri de acces și așa mai departe. Fac un apel pe această cale și la cetățeni să ne ajute, să ne sprijine în degajarea trotuarelor aferente proprietăților dumnealor, cu rugămintea mare să nu mai arunce zăpada pe carosabilul pe care noi ne-am chinuit să-l pluguim, să o lase depozite, pentru că noi, în măsura în care nu va mai ninge și văd că timpul ne ajută, vom interveni și le vom ridica cu utilaje specializate. Ați întâmpinat probleme în această activitate, știu eu, pe anumite străzi? O singură sincopă a fost ieri în jurul orelor 17:30, când 2 tiruri au rămas blocate pe șoseaua Brașovului, tronsonul de la semaforul de la gardă, urcarea către Valea Mare. În rest, traficul s-a desfășurat normal. Mă rog, mai sunt ceva cetățeni nemulțumiți, cum vă spuneam mai devreme, din cartierele Mărginașe, Mărcuș, Valea Româneștilor, undeva și în zona Fălcuianu. Urmează să intervenim, v-am spus, în etapa a doua. Dacă în privința utilajelor și a materialelor nu sunt probleme în vederea acționării în caz de ninsoare abundentă, există totuși o lipsă de personal, în special conducătorii auto, ca să se poată asigura un flux continuu în această activitate. Marea problemă la noi este că, conform organigramei, nu putem avea dublură la șoferi, astfel încât la un anumit timp ei trebuie să-și facă perioada de somn și așa mai departe. Și sunt perioade în care nu putem acționa din lipsă de personal. Dar am suplinit, zic eu, că n-au fost sincope majore, n-au fost niciun accident, nici măcar o tamponare la nivelul municipiului, ceea ce din punctul meu de vedere spune multe.